Hello people! Nu știu cum se face, dar de fiecare dată când încep un vlog, aparent am părul ud, pentru că tot proaspăt spălat gen. Nu știu de unde sincronizarea, dar aia este. Mă pregătesc și anume pentru o ședință foto la care o să mergem împreună. Am aici laptopul cu mine, o să-mi pun un serial, o să ne machiem puțin. Nu m-am mai machiat de foarte mult timp și am mai și spus în vloguri trecute că am început să nu mă mai machiez. În vlogul ăsta o să fim machiați. Doamne ajută! Pentru că până la urmă e frumos și machiajul. Așa că let's do it! Am aici crema pe care am și luat-o în vlogul tău de la CeraVe, pe care o să o aplic. E genială, foarte faină și pe corp și pe față. So, yeah. Am spălat burețelul, l-am umezit. O să trebuiască să-l schimb de curând. Mai am încă 2 proaspeți. So, yeah. Mă machiez rapid, rapid. Nu știu dacă o să fac un timelapse cum mă machiez. Cred că o să fac un timelapse cum mă machiez. Then, vă arăt outfit-ul. Told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change. Had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself. Bueno, mi-am terminat make-up-ul și mi-am și făcut crilionțurile astea, fiind părul ud, mi-am pus 2 agrafe și da, sperăm să stea așa părul, o să-l și usc în modul ăsta, ca să vedem ce facem. În rest, părul o să fie dreptus, am verificat că mașa care am spălat-o și se usucă, Doamne ajută, mai are o oră, două, mai are jumătate de oră să se usuce maximum. Apoi iau și eu din loc. Tot ce mai vreau să fac este să aplic un rouge roșu și nu știu dacă să îmi pun Sephora sau Givenchy. O să vă arăt outfit-ul care e genial. După părerea mea, sper să-mi și iasă părul cum vreau eu și atunci să fie top notch. So, yeah. Cafeluța este finished și înăuntru îmi și scrie have a nice day. Așa că o bei pe toată, după ce ai băut cafeaua și clar ai o zi bună că ai băut cafeaua, mai și zice have a nice day. Să simți toată pozitivitatea din lume. Așa că, da. Buenos. Mă duc să mă îmbrac. Asta e outfit-ul, mă și grăbesc că deja sunt întârziere. Asta ar fi outfit-ul. Arată mult mai bine acum, e pe dos tot. Și am decis să rămânem cu buclele astea aici, că dau un aer retro și mie îmi place aerul retro. Așa. Let's go. Like so many times before, we look at the same old stars, battle the same old wars. Like so many times. Fac rapid un update. Fac rapid un update, am rămas cu echipamentul pentru că vreau să aduc mașina mai aproape. Nu știu, ne-am mutat de foarte multe ori, însă arată totul bine și da. Îmi place ce iese, îmi place maxim ce iese și sper să fie cât mai multe poze de postat. Chiar nu mă gândeam că o să iese așa drăguț, e întunecat, nici nu e un semi-toamnă, e o semi-toamnă. De asemenea,
E și ora 4, 3. S-a deschis. E și ora 4, unde soarele e între. Nici nu e sus de tot, dar nici nu e apus. E dubios. Așa că, da. Știi o carte? Mai bine stau și număr frunzele. Ce cărți să citesc eu, mână Jasmine, dacă știu tot? Trebuie să mă apuc de scris. Cred că. Before, and I know that we're not perfect, but I'm gonna miss all that we had. Yeah, I know that we're not perfect. Hello, people. Sper că se aude. Este luni deja. Îmi pare rău că n-am terminat vlogul ieri, însă am fost la poze, am băgat benzină, sper că am reușit să filmez ceva. De fapt, înainte de benzină am fost să beau o cafea la IBNC, mi-am mâncat un croissant, am zis că merit. Și da, apoi am fost să bag benzină și m-am dus acasă. În principiu am zis că o să vreau să am o seară chill. M-am uitat la un film? Nu, cred că m-am uitat la două. Mă rog. În principiu un film, apoi m-am pus să somnuț. A fost greu până am adormit, că am programul dat peste cap. Și ce vreau să vă sfătuiesc este să nu dormiți nemachiați. Aveam aici un coș și aparent a devenit big coș. Giga coș. Asta pentru că am dormit machiat. Nu dați cu roșii. Da. Bun. Avem aici un pisic foarte iubitor care a decis să se bage în cordonul de la cameră și nu are de gând să lase. Da. Pisi, hai. Hai de drumul. Așa. Buenos. Da, după cum ați văzut, deja sunt pregătită de sală pentru că n-am ceas, e ok, telefonul nu știu unde e. E în jur de ora 10, 10 something și mă duc la sală. Vreau să-mi fac pre-workout-ul, vă arăt imediat. Hai că vă arăt, vă iau de fapt nici cu mine. Cafea o să o beau, cel mai probabil, o să vreau să o beau later on. Dar, ca și pre-workout, avem Cola Pink. Scuze că v-am zdrâmbănit, Cola Pink și Pink Drive, care m-am înfășurat în jurul microfonului, care ambele sunt de la Jim Beam, și anume colagenul ăsta, Cola Pink e colagen și Pink Drive este pre-workout. So, yeah, le mixez pe ambele într-un shaker și apoi mai pun și 10 ml de L-carnitină. Bun, and ca să fie flavorul top notch și să ne dăm capăt, mai pun și flavor drops de căpșunele. Că de ce nu? Nu sunt calorice, ne permite. De asemenea, am început să iau și pastilele. Am fier omega 3 și am și vitamina B6 și B12. Bun, nu mai am shaker. Asta ar fi o problemă mondială, dar rezolvăm, cred. Stați, să mă duc să caut un shaker. Da, am vrut să mai spun că știam eu că sunt cam puține pastile și da, tu ai zburat. Că mai iau și pastile de turmeric pe lângă restul, which cam atâta iau. Astea sunt pastilele pe care le iau. So, ia, le dăm pe gât. O cupă dintre aceasta pre-workout. Care cupa în sine, not sure, 10 grame,
și să pun și o cupă de colagen. Așa, și pun 10 grame, 10 ml de L-carnitin. Cred că și pisii vrea. Vrei? Bueno. Apoi am zis că pun 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da, e foarte bun. Ca și... Da, nu știu cât am pus, dar o să mai pun eu cu niște apă. Bun, hai să vă arăt rapid ce mi-am făcut aseară. Mi-am pus la frigider, să nu scap, un ovăz cu semințe de chia, semințe de chia, pudră proteică, mi-am pus o cupă de pudră din aia de la Jim Beam și am pus acum o banană, n-am vrut să se flăștească chiar atât de tare banana și am vrut să fie un pic mai proaspătă, așa că am pus-o acum, plus dapisi. Am pus scorțișoară, de obicei pun scorțișoară, îmi place foarte mult scorțișoara de fel și e un foarte, foarte bun ingredient la ovăz. E antiinflamatoare, dacă nu mă înșel, și da, semințe de chia, ovăz, apă, n-am pus lapte, am pus apă și da, e bun, o să-l beau doamne. O să-l mănânc înainte de sală, după sală, uite-te și tu. Îmi pare rău, nu mi-am băut cafeaua, deci nu mi-am băut cafeaua astăzi încă, pentru că am zis că mă duc la sală și mă duc la IBNC și îmi beau cafeaua. O să stau acolo. Da, pisi, știu că suferi, dar aia e, cu toții suferim. So, yeah, cam asta mi-e planul. Buenos, ăsta e outfit-ul. Da, nu știu cât, sincer, nu știu cât de mult se pupă cu tot, dar e frig. Mă rog. Toată ideea este că nu știu dacă o să țin nici ăsta. Ăsta îl iau pe mine că o să-l ațăp în mașină. Și ăsta la fel. Acum nu știu dacă arată mai bine cu sau fără, dar de principiu fără este drăguț. Outfit-ul fără e drăguț. O să vă arăt și pe Instagram, o să dau de știre că-s la sală, nu-i problemă. În principiu vedem cât de frig e afară și cât de tare o să îngheț. Nu o să umblu eu foarte mult pe jos, dar let's not risk it. Și acum mai bine țin în mașină ceva. Sau aș putea să-mi iau... Aș putea să-mi iau ceva, stați. Sau aș putea să-mi iau aceasta, care, pe lângă că mă face de 50.000 de chile, nu știu, dacă se pupă neapărat, se pupă, că arată foarte bine ca și alb-roșu, dar nu dacă se pupă ca și sorry for zgruduire. Dar nu știu dacă se pupă ca outfit întreg. I mean, aici talia mea și aici e talia lui ăsta. So, yeah. Nu știm, dar cred că o să rămân cel mai probabil cu ăsta, parcă se pupă cel mai ok. Nu știu. Vedem. Hello, people! Am ajuns la sală. Nu vreau să vorbesc foarte tare pentru că e ecou imens. Și da, acum urc. And am plecat un pic cam târziu, însă we are good. E ok. Nu-i problemă. Stați, vă arăt și ce view avem de la Wow Gym.
Buenos! Sper că se aude. Am intrat în sală, dat să lipesc căsul ăsta, și mă bag la un antrenament. O să vreau să fac... nici nu știu ce vreau să fac. O să fac piept cu umeri. Cel mai probabil. Nu. Piept cu triceps. Asta o să fac. Da. O să fac triceps. Piept cu triceps. Da. Pentru că data trecută am făcut umeri și atunci vreau triceps. Să crească tricepsul. Și da, mă schimb papucii. And that's it. O să vă iau, sper că mai am niște baterie și mai am și niște memorie. So, yeah! Deci, astăzi stăm acasă, este joi. Îmi pare rău, n-am mai filmat. Am filmat duminică luni și then I stopped. Pentru că am fost super busy și anume faptul că am avut chestii de făcut unde n-am mai avut timp să filmez. Însă, astăzi am zis că băi, stau acasă anyway. O să mă apuc să mănânc acum, după aia mă pot să fac curat. And then... wow, more work, pentru că we are workaholics. Yeah. Bueno, mi-am făcut aici o omletă cu spanac. Știu că o să fie people care îmi zic, well, aren't you vegan? Well, I am. Dar nu doar în asta constă vegan. Și anume faptul că am primit ouă de casă, care sunt ouă de casă. I can't refuse them. Well, yeah. Plus, de asta folosesc acest liquid egg white, cred că se vede mirrored, de la Jim Beam, pentru că, yeah, avem și ăsta și trebuia încercat. They're all good. This is good. Dar ce pot să zic e că mai bine mâncați ouă, like, literally, ouă. În principiu... Yeah, o să încerc să fac și niște legume pe lângă. Chiar am aici lângă mine niște legume. Tot timpul le scot din cans și le pun în cutii pentru că nu e sănătos. Scrie și pe conservă, lapsus, conservă că nu e bine să le țin în conservă după ce le-ai deschis. Așa că e bine să le pui în containers. Ok. Avem aici și niște roșii cherry, mai multe chiar, pe care le punem frumusel pe lângă. Apoi o să folosesc sos de soia,
Pentru omletă. O să pun sos de soia peste omletă. Proteină, e foarte bun, dă gust. E altfel omleta. We love a good soy sauce. Așa că da, bibăm acolo bine de tot omleta. O să mă pun rapid să încălzesc, să prăjesc un pic. Am aici ciuperci, o năut și fasole. So, yeah. O să îmi pun astea pe lângă pentru un surplus de proteină. Adică that's it. That's the mic dejun. Alright, am terminat. This is the mic dejun. Cum am spus, omletă cu spanac. Omletă, mă rog, nu... Deci nu le amestec împreună, pur și simplu pun tot în tigaie, spanac, o albuș și ăla și le frec acolo în tigaie, nici mă mai chinui. Hoshi, năut, ciuperci, fasole, for protein și desigur sos de soia pentru ca să explodăm cu proteină. Yep, o să mănânc asta, ne uităm pe YouTube. Ne uităm pe YouTube. And that's it for today. Am văzut că foarte multă lume a început să se inspire pe baza videourilor mele de la sală, de asemenea pe TikTok-ul și de pe YouTube. So, yeah, tot ce pot să zic e că mă bucur foarte mult că vă place. Am observat, n-am văzut, people getting inspired și cine face și cine mi-a zis. Which is great, o să fac mai multe într-un viitor apropiat. Și da, cam that's it. Plus de asta, I'm not sure, mai voiam să zic, ieri mai voiam să vă iau cu mine că am fost la sală dimineața, am fost să-mi iau cafea, am fost la sală și after that am fost la cursul not sure Dianei Meirosu de Academy, așa se numea Meirosu, yeah. O fată super drăguță, a fost model la curs, mi-am pus gene, nu se vede nada, deci nu se vede absolut nimica, dar în principiu asta am făcut. Am fost model pentru o începătoare și am făcut unul de 2D. Arată ca și cum aș avea rimel, which is ok, not a problem, nu mă supăr. Asta e, știu cum e să ai nevoie de model și... glad I could help. So, yeah. Mă pun să mănânc, mă pun să fac curaj. That's it. Voiam să și închei vlogul, though, pentru că, în principiu, era așa pentru ziua de duminică, pentru filmările ce le-am făcut behind the scenes la ședință, ceea ce a ieșit genial, după părerea mea. So, yeah. Nu uitați să dați o geană pe Instagram, Facebook, I'm not sure, keep an eye on YouTube, că venim cu multe alte videouri hot, spicy și tot ce se poate. So, yeah, that's it. Mulțumesc mult dacă ați ajuns până aici pentru vizionare. Sper să ne revedem în cât mai multe videouri faine și șmechere cu Gym Fox series. So, yeah, have a nice day, weekend, beginning of the week, I'm not sure, orice altceva, keep safe.